Bună ziua, dragi cititori, din nou împreună la pastila de lectură în cadrul campaniei Lecturi Filozofice. Așa cum vă spuneam și în edițiile trecute, o campanie care va ține până pe data de 31 mai, intrând pe site-ul editurii Herald. www.editura-herald.ro veți găsi foarte multe lucrări de filozofie din colecția Cogito, dar și din alte colecții, cum ar fi Matesis sau Cultură și Civilizație. Astăzi vorbim despre un personaj foarte interesant, despre o carte frumoasă, Baronul Dolbach, eseu despre prejudecăți sau influența opiniilor asupra moravurilor și fericirii oamenilor, o carte publicată în colecția Cogito, în colecția de lucrări filozofice, în traducerea domnului Gabriel Doru Avram și în traducerea domnului Adrian Niță, care este alături de noi și astăzi. Adrian Niță, cercetător științific la Institutul de Filozofie și de asemenea conferențiar universitar doctor. Paul Henri Thierry, baronul Dolbach, 1723-1789, savant, filozof materialist, enciclopedist de origine germană, dar de limbă franceză, a fost cunoscut mai ales ca fiind primul ateu autodeclarat din Europa. Dispunând de altfel de o mare avere, a făcut din locuința sa din Paris un loc în care își dădeau întâlnire o seamă de scriitori valoroși ai epocii. Domnule Adrian Niță, de ce ați recomanda acest eseu despre prejudecăți, despre moravurile acelei epoci pasionaților de filozofie și, aș spune eu, nu doar pasionaților de filozofie, ci și celor care sunt interesați să știe care erau moravurile acelor vremuri, ce prejudecăți erau înfierate, să spunem. Cum vi s-a părut această lucrare, cu atât mai mult cu cât ați și contribuit la traducerea ei? Mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, lucrarea este foarte provocatoare. Lucru care probabil care izbește la prima lectură pe oricine, este cel cu privire la critica pe care o poate face în această perioadă, deci suntem în secolul XVII, în plină epoca luminilor, o face aproape multor domenii, foarte multor domenii. Critică teologia, critică puterea, critică instituțiile de guvernământ, în cazul de față monarhia. Din acest punct de vedere, lucrarea trebuie văzută în contextul epocii. Era o epocă a rațiunii, în care rațiunea era pusă la loc de cinste, pe un piedestal foarte înalt, și atunci era firesc ca tot ceea ce vine din zona aceasta, dinspre știință în special, să ofere argumente tocmai pentru a susține un astfel de punct de vedere. Dintr-o anumită perspectivă, acest punct de vedere este într-adevăr absolutist. A spus foarte bine, este probabil primul materialist, probabil primul ateu din Europa, declarat ca atare, dar dincolo de acest aspect, după părerea mea, ar trebui să vedem accentul pe rațiune. Mie asta mi se pare lucru cel mai interesant din acest punct de vedere, faptul că se pune accent pe rațiune, atâta vreme cât are curaj să critique inclusiv puterea, are curaj să critique inclusiv tot ceea ce ține de exagerările care vin dinspre religie, adică fanatismul, obscurantismul, extremismul. Asta este un lucru de lăudat. Sunt lucrurile acestea valabile și astăzi, să ne gândim la derapajul puterii. Orice putere, mă refer la puterea politică, dar nu numai, atunci când este prea mare și atunci când arde pe supuși, este firesc să fie criticată. La fel și dinspre biserică. Vedem cu toții în zilele noastre unde duce fanatismul, unde duce extremismul. Am văzut epoca de teroare, să zic așa, legată de terorism și locul în care a intrat omenirea după 2001. Deci toate acestea vin din niște exagerări ale unor idei sorginte religioase, pe semne că ele sunt idei bune, sunt idei în regulă, dar atunci când sunt
duse la extrem și atunci când fac astfel încât oamenii să-și pierdă viața pentru acele idei, nu mai sunt în regulă și extremismul este de criticat. Deci, din punctul meu de vedere, acest raționalism este răspunsul la întrebare. De ce eseul, lucrarea lui Dolbach, a creat scandal în epocă? Cumva era de așteptat. Este adevărat, a creat un mare scandal. Foarte multe dintre propoziții sunt scandaloase, nu numai pentru o persoană pioasă, dar, cum să zic, supără probabil sinceritatea, supără franchețea, caracterul direct al afirmațiilor. Nu s-a este mai gândești la adevăr, dacă este așa din punct de vedere științific, să zicem, ce susține el, dar datorită faptului că sunt spuse atât de brusc și atât de dur, indiscutabil că asta supără. După părerea mea, asta este o exagerare a rațiunii, adică el și-a dus rațiunea pe o treaptă mai sus decât ar fi fost normal. Eu numesc asta rațiune înfumurată, în sensul că în perioada modernă, în general, rațiunea are tot dreptul să critique, are tot dreptul să arate derapajele care vin dinspre putere sau care vin dinspre religie în cazul de față, dar nu cred că are dreptul să exagereze, pentru că cade în același extremism. Deci critici extremismul și ajungi să faci tot o poziție extremistă. Eu numesc asta rațiune înfumurată. Din punctul ăsta de vedere, scandalul care a fost iscat, îl putem vedea astăzi, privind la 2-3 secole după, în sensul că e ca o atitudine a unui adolescent. S-a revoltat față de niște lucruri pe care el nu le place, le-a spus foarte franc, foarte direct, nu a încercat să fie mai delicat sau mai diplomat, ci le-a spus direct, iar asta dă naștere la înfumurare. Aici este un lucru care sunt sigur că supără și în ziua de azi. Ce vrea să ne transmită Dolbach prin acest tratat? Și aici mă refer nu doar celor din epocă, și poate chiar și posterității. Ar fi mai multe lucruri aici. Deci, în afară de critica puterii despre care am vorbit, în afară de critica unor idei religioase sau teologice care țin de fanatism, extremism, superstiții, sunt sigur că erau și atunci, sunt și acum, să ne gândim la COVID. Foarte multă lume asociază cu tot felul de lucruri epidemia prin care trecem. Din lipsă de informare, din lipsă de spaimă, desigur, pentru că nu trebuie uitat că frica este un element foarte important. A fost și atunci, în secolul 17 și 18, și este și acum. E o agresiune care vine asupra noastră cu această pandemie și tuturor ne este frică. Unele persoane însă le e frică mai mult și semne că e foarte ușor să cadă în tot felul de superstiții și tot felul de credințe absolut eronate cu privire la acest virus. Prin urmare, cred că lucrul care este cel mai evident este relația pe care apare între ceea ce credem noi, între opiniile noastre și felul cum ne comportăm. Și morala pe care o avem, și fericirea pe care o avem sau o căutăm. Cu alte cuvinte, ne pot influența foarte mult aceste opinii. Și acum, dacă este să facem o paralelă între aceste 2-3 secole, din acest punct de vedere nu s-a schimbat mare lucru. Pentru că hai să zicem că cunoașterea oamenii, cunoașterea umană a evoluat fantastic de atunci. Dar astăzi, tot, cum se spune, nivelul mediu de cunoaștere, dacă e să-l luăm din societate, comparând cu nivelul mediu de cunoaștere din secolul 17 și secolul 18. Nu e mare diferență. Oamenii în continuare se tem, oamenii în continuare unii sunt fanatici, unii sunt extremiști, unii sunt superstițioși, eu știu, unii datorită faptului că cred într-o anumită idee se poartă într-o modalitate foarte rea, foarte
incorrectă din toate punctele de vedere. Deci din punctul ăsta de vedere nu cred că s-a schimbat ceva în cele două secole. Nu e nimic nou sub soare și istoria se repetă. Da, într-un sens da. Sigur că suntem mai, cum să zicem, trăim mai bine ca atunci. Avem lucruri mai multe, avem mai multă libertate, indiscutabil. Ne-am câștigat mai multe drepturi, iarăși este indiscutabil. Progresul se vede, este evident progresul. Dar nu despre progres vorbim, ci vorbim despre ideile și mentalitățile noastre pe care le avem și care se schimbă unele, apar altele, deci din punctul ăsta de vedere al evoluției ideilor sau evoluției mentalităților, asta voiam să subliniez, că cred că ceea ce vrea să transmită Dolbach este exact această nevoie de, cum să zicem, de limpezire, de curățare a opiniilor, curățare a ideilor care ne pot face rău. Deci vrem să fim fericiți și tocmai prin anumite idei pe care noi le credem și pe care noi le propagăm, ajungem să nu fim fericiți, ajungem să facem rău sau să ne facem rău nouă. În vizorul ochiului său critic, el pune, să spunem, sub lupă doar ce ține de partea aceasta de combatere a prejudecăților legate, eu știu, de politică, de biserică, de stat, sau intră și în partea aceasta de pentru că tot vorbește chiar în titlu despre moravuri, intră și în zona asta, i-aș spune, socială, moravurile societății. Da, se leagă și de aceasta, de moravurile societății. Morala, să spunem, poate fi văzută în sensul acesta de practică, de totalitatea activităților, acțiunilor pe care le fac oamenii, activitatea practică, dacă este să vorbim așa cu un termen foarte, foarte general. Iar vorbind de asta, prejudecățile sunt cu adevărat importante, pentru că sunt acele bruieni, nu știu cum să le numesc, care pot să încurce spiritul. Și atunci, cu cât ai mai multe idei, cu cât comunitatea, societatea, are mai multe idei de felul acesta, cu atât, cum să spun, pericolul de fanatism pândește, pericolul de extremism e mai mare, pericolul de superstiție e mai mare. Dar vedeți, legat de secolul 17 și 18, era evident că era o nevoie mai mare de educație. Faptul că iluminismul pune accent pe asta este o mare cucerire a spiritului uman. Dar lucrul ăsta e valabil și azi, pentru că și astăzi tot lipsa de educație este cea care ajunge la asemenea izme. Nu trebuie uitat că, probabil, sunt sigur că multă lume știe, în România rata de abandon școlar e cea mai mare din Europa. Sunt foarte mulți copii care nu termină nici măcar 8 clase. Ce să mai zic de 12 clase? Fetițe, sau mi-a venit acum în minte, sau fetițe, fete, mă rog, care rămân însărcinate, eu știu, mai ales în mediul rural, la o vârstă foarte fragedă. Exact. Suntem pe primul loc în Europa la numărul de copii de mămici minore. Asta e tot lipsă de educație. Și vine și de la școală, vine și de la părinți, vine și din societate. Nu se vrea ore de educație sexuală în școală. În schimb, copiii, fetele, mă rog, rămân gravide la 11-12 ani. Deci ține tot de lipsa de educație. Deci din punctul ăsta de vedere, Dolbach are perfectă dreptate că educația este foarte importantă și educația ne poate ajuta pe noi pentru a fi fericiți. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre o carte frumoasă, eseu despre prejudecății a baronului Dolbach, în traducerea domnului Gabriel Doru Avram și a domnului Adrian Niță, carte publicată în colecția Cogito a editurii Herald în cadrul campaniei Lecturi Filozofice. Nu uitați, până pe data de 31 mai,
puteți intra pe site-ul editurii Herald și puteți achiziționa cărțile din colecția Cogito. A fost alături de noi domnul Adrian Niță, cercetător științific la Institutul de Filozofie și conferențiar universitar doctor. Îi mulțumim și de această dată că ne-a oferit informații foarte utile, foarte prețioase despre această carte minunată, eseu despre prejudecăți, Baronul Dolbach. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pastila de Lectură. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! Mulțumesc, la revedere!